Bună ziua, doamnelor, domnilor și dragi copii! Milioane de americani au fost martorii unui fenomen cosmic spectaculos. Luna a acoperit aproape în totalitate soarele în mai multe orașe aflate în America de Nord și America de Sud. Cercetătorii de la NASA au făcut și o hartă interactivă înainte de eveniment și au marcat zonele de unde s-a văzut cel mai bine inelul de foc, adică acel moment când Luna s-a așezat în dreptul Soarelui. Spectacolul a început când la noi era ora 18:46 de minute. În același timp, locuitorii din statul Oregon au spus "Bună dimineața, Soare!" sau mai bine zis "Bună dimineața, Soare eclipsat!" La ora 9:26 de minute a venit rândul cerul din Nevada și New Mexico să urmărească spectacolul dintre Soare și Lună. Iar când noi ne pregăteam de culcare, pe la ora 22 și texanii din Texas au luat prânzul aproape pe întuneric. Eclipsa a putut fi urmărită și din America de Sud, dar nu a fost la fel de spectaculoasă. Din păcate, eclipsa nu s-a văzut și la noi, însă vă dăm un pont. Dacă vreți să vedeți cum a fost, NASA a transmis totul live pe YouTube. Eu sunt Andor Simeanu, numai bine, pe curând!